Doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit aici la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Mă grăbesc să o prezint pe invitata emisiunii de astăzi. Este doamna Olesea Stamate, dumnea este deputat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, partid aflat la guvernare cu 63 de mandate și tot dumnea ei conduce Comisia Parlamentară Juridică numită și Imunități. Mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre să avem această discuție când tot mai insistent se crede că se poate ajunge și la anumite rezultate pe dosarele de rezonanță din moment ce au venit vești bune de peste ocean, tocmai de la Washington, anunțul pe care l-a făcut rezorăria Statelor Unite ale Americii și dacă e să credem și ceea ce spune doamna Drăgălin și ceea ce spune domnul Munteanu, totuși se depune eforturi acum ca să fie adunate probe suficiente pentru ca aceste dosare să aibă și finalitate. Evident că nu toată lumea se așteaptă că mâine poi mâine cei certați cu legea vor ajunge ajunge după gratii, dar haideți să vedem totuși ce se întâmplă astăzi în justiție. Bună ziua, în primul rând, și bine v-am găsit. Bine ați venit. Astăzi în justiție au loc mai multe, mai multe procese. În ceea ce ține de partea judiciarilor, bine, și procuratura la fel, deci este în plină desfășurare exercițiul de pre evaluarea candidaților pentru CSM și CSP și am văzut deja primele decizii ale acestei comisii luate. Urmează a mai fi evaluați încă candidați deci pentru CSM, cred că ultimele interviuri o să vor fi, fi la sfârșitul anului acesta, fie în ianuarie anul viitor. Și, în paralel, se pregătește terenul pentru evaluarea Curții Supreme de Justiție și, deja, respectiv, tot, toate celelalte niveluri de instanță de judecată și evaluarea procurorilor. Aceasta este pe partea de implementare și pregătire a următoarelor legi da, pentru a face ca vetingul tuturor judecătorilor și procurorilor să fie posibil. Or, Comisia de la Veneția a dat un aviz la legea prior la Curtea Supremă de Justiție și noi am agreat cu Comisia de la Veneția să venim cu ajustări la proiectul respectiv de lege și să-l transmitem la plenara din decembrie pentru un follow-up, deci un, deci un fel de opinii, un fel de aviz care vine să a evalueze în ce măsură sau cât de bine, au fost, cât de bine a fost ajustat proiectul de lege la recomandările făcute în opinia de bază. Și, în, ca urmare a aprobării acestei opinii de, de follow-up, vom aproba acest proiect de lege în Parlament, respectiv el va fi baza pentru a, evaluarea tuturor judecătorilor și procurorilor, fiindcă, odată fiind puse sau au bătut în cui procedeul și criteriile de evaluare pentru judecătorii CSJ, fiindcă aici e diferit, trebuie să înțelegeți când evaluăm candidați pentru o anumită funcție una, tu nu afectezi mandatul lor, deci tu nu îi demiți dacă ei nu corespund evaluării iar în cazul judecătorilor și procurorilor în funcție, ei suferă anumite consecințe, deci ei vor fi eventual demiși din sistem dacă nu trec evaluarea. Și aici deja standardul de probă este mult mai înalt respectiv. Odată ce Comisia de la Veneția ne va zice ok total pe partea asta, noi începem procesul. Dacă nu putea să vină anunțul de la Comisia de la Veneția? În decembrie plenarea EP 15-16 15, 16 sau 17, 17 decembrie și deci în, sesiunea parlamentară de toamnă iarnă va fi aprobată cu siguranță această lege în lectura finală. Prin preveting și veting, că dumneavoastră încercați să acreditați ideea că e posibil de făcut curățenie în acest sistem numit justiția din Republica Moldova, pentru că deocamdată se crede că și pe interior ar fi unii magistrați care fac jocurile unor cum să zic, grupări care au interese, dar eu mai aud și alte întrebări pe care o să vi le adresez dumneavoastră vetingul și vietingul înseamnă că în funcții vor ajunge doar cei mai buni dintre cei mai buni și criteriul meritocrației rămâne a fi unul de bază pentru că dacă se încearcă să spună că unul de exemplu la capitolul declarația de venituri ai introdus acolo sau nu ai introdus ceva atunci, el imediat ar putea să nu mai fie selectat, și ar fi o nedreptate dacă ar fi nedreptățit cel care are o avere pe care totuși el poate să-i spună că nu este impresionantă. Meritocrația și integritatea, onestitatea, averea, declarația de avere pe care o prezintă atunci când este evaluat. Ele sunt ambele importante, da? Și profesionalismul, dar și integritatea. Noi avem un sistem și procurori și judecători care sunt buni specialiști în materie, care pricep foarte bine. Am avut și din cei care au plecat, care erau la fel foarte buni specialiști, dar din momentul în care ei nu sunt integri și priceperea lor poate fi cumpărată de un anumit grup sau de, deci de anumiți politicieni și orice altcineva, deci nu știu, oameni de afaceri sau cineva care are un anumit interes, la ce rost priceperea lor? Pentru ce? La ce folosește? Deci priceperea, în momentul în care ești un profesionist, îți folosești priceperea pentru a implementa legea cu bună credință, așa cum deci, așa cum, deci cum am învățat la facultate și cum, deci după bunele practici internaționale, din momentul în care tu îți aplici cunoștințele ca să încalci legea, nu cred că mai poate fi vorba de bun profesionist. Și cred că aici, da, prima, la prima etapă, după deci primele trepte de evaluare, eu anticipez că s-ar putea să avem anumite probleme la suplinirea acestor funcții vacante, care vor deveni vacante drept urmare a vetingului, cu persoane, fiindcă va trebui practic să luăm persoane foarte noi fără experiență. Cu experiență da, cu experiență mică, vestă, a, da. exact, a, și vor trebui să învețe. Dar pentru asta, trebuie să ne facem tema de acasă și să pregătim. A, deci tot, toate treptele. Institutul Național de Justiție să ofere instruire, atât inițială cât și continuă. Să discutăm cu donatorii să ofere programe de instruire specializată, tematică pentru procurori în investigarea infracțiunilor financiare. Adică cele mai complicate cumva domenii care poate nu este neapărat suficient de cunoștințele care le-au acumulat la facultate și în cursul de formare inițială la Institutul Național de Justiție, să fie suplimentate imediat cu efort de, de instruire, fie local, fie din afară. Ce am mai auzit eu în mediul ăsta unde se discută mult despre reforma justiției și efectele acestei reforme, că uneori se ia în calcul dacă un specialist ar fi activat pe timpul a mai multor guverne Și guvernările au culori diferite și că nu ar trebui, nu ar trebui neapărat să îi se reproșeze că tu ai lucrat pe timpul lui Placotniuc sau pe timpul nu știu cui și acum nu mai ai loc în, în această tabără? Absolut. În a... nu, nu cred în... că asta este un criteriu și nu cred că ar trebui să fie un criteriu care stă la baza evaluării profesionalismului sau integrității persoanei. Că ar fi fost probabil dificil pentru o persoană care ocupa o funcție înaltă în acest stat, pe perioada, de exemplu, guvernării lui Plahotniuc, ca să um, fie în această funcție și să nu um, încalce legea. Este adevărat. Nu cred că este foarte simplu, fiindcă știm foarte bine metodele de operare a lui Plahotniuc și modul în care se executau deciziile luate la partid Dar asta nu înseamnă că deci, în cazul în care persoana într-adevăr nu a încălcat legea și nu a admis abuzuri nu de ce nu poate să fie în în sistem, adică nu poate să funcționeze să să, să lucreze în condiții. Cel mai probabil pe bună dreptate unii zic: "Da, au fost diferite culori ale guvernării, dar eu mi-am făcut bine exact. jobul exact așa da. cum prevede buchea și spiritul legii și eu am dreptul să pretind să rămân în sistem pentru că și în sistem s-a creat cum se spune o castă a celor care ar fi monopolizat cele mai de rezonanță dosare exact. și cei mici au examinat dosare din astea unde e vorba despre corupție de câteva sute de euro sau de câteva mii de euro. Exact și eu cred că unii cu bună știință s-au intenționat s-au ferit de a fi implicați în examinarea sau în investigarea dosarelor mari fiindcă știau că fie vor fi a, a, impuși sau forțați să treneze examinarea dosarului, a, fie vor fi impuși să ia niște decizii mai puțin legale. Și atunci, a, dacă au vrut să-și protejeze reputația și a, a, corectitudinea, trebuiau să se țină mai departe de ei. Da, până la urmă, dacă ar fi să spuneți clar, reforma justiției se mișcă lent și sigur sau se mișcă totuși cu multă întârziere. Se mișcă lent și sigur, cu siguranță din, din punctul meu de vedere. Este bine că noi suntem flexibili și noi urmărim foarte atent cum se implementează anumite acțiuni și respectiv ne putem adapta. Ca să vă dau un exemplu. Din punctul meu de vedere, Comisia de Privating se mișcă mai lent decât noi ne-am ne așteptat inițial, deci noi am avut o agendă Plus și minus, chiar ați da, promis Până la finele, până la finele anului, anului. Exact. Să fie trecut cu bine acest exercițiu. Cel puțin, da, deci cel puțin până la finele anului planul era să fie trecuți candidații pentru CSM și CSP și colegiile să rămână pentru anul viitor. Acum noi vedem că acest lucru nu se întâmplă și înțelegem că anumite procese se mișcă mai greu în această comisie de preveting decât ne-am um, ne -am fi dorit. Uh, și planul inițial era ca această comisie de preveting uh, să facă și evaluarea judecătorilor de la CSG. Doar așa scrie în legea, în proiectul de lege care a fost expertizat la Comisia de la Veneția. Acum vedem că lucrurile se mișcă mai greu. Um, pro, poate um, Comisia de, la, de, de Preveting are motivele, obiective pentru care se mișcă mai greu, dar noi am zis că noi nu, deci nu putem nici să-i forțăm și să uh, uh, cumva să-i împingem de urmă să facă lucrurile mai repede. Asta înseamnă că noi ne reorientăm și de vetingul judecătorilor CSJ se va ocupa altă comisie care urmează a fi creată. Și deja va face vetting și a judecătorilor Curții Supreme de Justiție și a celorlalte instanțe, deci în jos. Republica Moldova în vară a obținut acest statut de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană dacă e să credem ceea ce spun reprezentanții mediului de experți, că cel mai probabil negocierile pe capitole vor începe abia la sfârșitul anului viitor pentru că sunt acele nouă recomandări și să amintim că printre condițiile europene sunt domenii precum justiția, combaterea corupției, a crimei organizate, de oligarhizarea, iată, ele toate, într-un fel, au tangență cu ceea ce se numește reforma justiției. Da, absolut. Acolo sunt câteva criterii care vizează direct, în mod direct, reforma justiției. Unele dintre ele prevăd anumite modificări legislative, de exemplu, de oligarhizarea. Și Ministerul Justiției înțeleg că lucrează la un concept cu privire la de oligarhizare. Dar ce ar însemna um, de oligarhizare? Instituirea anumitor instrumente, anumitor mecanisme care în legislația națională, în diverse aspecte care ar limita posibilitatea um, oligarhilor, pe care acum la moment parcă nu -i avem că să plecați cei care erau, dar nu faci legi pentru trecut, faci legi pentru viitor, de a uh, influența uh, semnificativ uh, evenimentele din viața politică. De a uh, Influența ce se întâmplă, de fapt, în, în politic. Um, prin televiziuni, de exemplu. Da? Asta este clasicul um, exemplu, da? prin, prin deținerea surselor uh, mass media, uh, dar și alte mecanisme de intervenție. Deci, asta este, de asta Ministerul Justiției lucrează acum la un concept, să vadă unde sunt acele intervenții care urmează încă să fie uh, sau finanțarea ilegală a partidelor politice. Da? Deci, atunci când un oligar finanțează la greu un anumit partid politic pentru ce? Pentru ca partidul respectiv a ajuns la guvernare sau a ajuns să aibă o cotă a, suficientă în a, luarea deciziilor, în procesul de luarea a deciziilor, e oligarhul are interesul său de a-și promova ulterior interesele sale, fie de business, fie de, da, de alte aspecte. Respectiv, toate aceste mecanisme care sunt a, a, puse în a, legislație, ele vor împiedica sau vor minimiza riscul ca asemenea persoane să poată exercita o influență determinantă sau semnificativă în viața politică. Ceea ce ține de finanțarea campaniilor și partidelor deja este reglementat și iată să la viitoare. Sper că adoptăm și nouul cod electoral care vine să suplimenteze prevederile pe finanțare, prin aspectele de monitorizare, deja care vor fi făcute de Comisia Electorală Centrală. Pe partea cu mass media, unele chestii au fost făcute, pe, de exemplu, transparentizarea proprietății sau proprietarilor surselor media. Deci, probabil mai sunt câteva acțiuni care putem să. Ucraina are, a adoptat o lege cu privire la dezolegarhizare ar putea fi unul din, și cred că este printre puținele legi, în general, în uh, spațiul european uh, la acest uh, subiect, așa că... Acum se creează impresia că autoritățile au o voință de fier și că se duce o luptă pe viață și moarte cu clanurile oligarhice. Pe de altă parte, ce aflăm noi din tagma justiției? Că, de exemplu, nu se cunoaște unde s-ar afla astăzi Vladimir Placotniu, care e plecat din Republica Moldova din 2019 și am auzit-o pe doamna Drăgălin, șefa de la Procuratura Anticorupție, care zicea că nu avem... Nu am un subaltern care ar merge să-l caute unde se află el acum Doamna Drăgălin, fiind procuror șef anticorupție, este foarte atent în declarații Noi, politicienii, suntem un pic mai îndrăzneți Ea face bine că este atentă, evident, ca procuror trebuie să fie foarte atentă și să calculeze fiecare cuvânt juridic vorbind fiecare declarație Și, într-adevăr, date certe cu privire la locul aflării lui Vlad Hotniuc nu sunt noi avem anumite presupuneri, da? Deci, ținând cont de ultimul loc cunoscut al aflării sale și ținând cont de faptul unde i-ar fi fost mai comod să se. sau ultimul loc. Tot așa se spunea, ba în Turcia, ba în Cipru. Deci, acolo în zona respectivă. Dar important este ca dosarele care, în care el este investigat să avanseze. Unele au fost transmise în instanța de judecată, pe altele încă se lucrează. Deci, dacă dumnealui nu vrea să revină, că am văzut declarații că revin în politică, dacă nu vrea să revină în țară pentru ca să poată să participe la examinarea dosarelor în instanța de judecată, să stea Bine, acolo unde este. Sper să fie suficiente probe pentru condamnarea dumnealui, și important este să putem să confiscăm. Deci poate fi condamnat condamn și în lipsa lui. lui exact, doamna Drăgălin zicea că cifra aproximativă a prejudiciului este aproximativ de 40 de milioane de euro. Probabil, doamna Drăgălin. Da? Și, deci, e mai bine. și domnul Placotniuc și domnul Șor sunt pe lista sancțiunilor guvernului american. Washingtonul a anunțat plasarea în lista sancțiunilor de către trezoreria SUA a acestor doi și încă a câtorva cetățenii ruși care s-ar fi amestecat în alegerile din Moldova încercând de a le influența rezultatele și încă o serie de companii afiliate. Asta înseamnă chiar că toate activele, bunurile, banii acestora aflați în SUA vor fi înghețați, iar pe de altă parte se crede că ei de mult au șters urmele a ceea ce au avut ei peste ocean. Nu este chiar atât de simplu. Deci bunurile și activele care le au nemijlocit în Statele Unite se confiscă imediat. Deci sunt înghețate și confiscate imediat. Dar asta nu este tot. Asta este doar un mic Bine, nicio companie nu va încheia exact. tranzacții sau exact. contracte cu acești subiecți? Exact, ei nu vor putea face nicio tranzacție prin sistemul bancar în dolari, deoarece orice cont al lor în dolari, dacă în momentul în care vrei să faci o tranzacție, el trece prin banca corespondentă în New York. Și tranzacția este blocată. Deci dacă e un cont în dolari din care, după ce au fost anunțați în lista sancțiunilor, vor să-și scoată banii și să-i transfere, nu știu, pe alt cont sau să transfere pe contul altcuiva, el trece prin banca corespondentă din New York și este blocată tranzacția. Deci banii respectivi practic nu mai pot folosi. Deci, sunt multe alte aspecte indirecte care, ale acestor sancțiuni care le fac viața mult mai complicată. Bine, și restricționarea circulației da. către Statele Unite da. ale Americii, dar iarăși dacă e să-l credem și pe omul de la fierul ierbii care zice păi dar în acești trei ani nu au reușit o parte din sumele care ar fi fost scoase din Republica Moldova să le cheltuie, să le... Ele, să le facă curate Ele au fost investite, îmi dau seama, în anumite imobile, de exemplu proprietăți Dar până la urmă, prin investigații financiare paralele, inclusiv cu concursul autorităților din țările unde se identifică aceste imobile Poate fi demonstrată de multe ori, nu zic în fiecare caz, dar de multe ori poate fi demonstrată legătura deci, chiar dacă imobilul este achisionat pe altcineva sau este pe numele altcuiva, așa cum s-a întâmplat cu Luca Filat, de exemplu, nu? Cazul Luca Filat era suficient că el nu avea venituri să justifice acele cheltuieli pe care le făcea lunar. Și atunci, ținând cont de faptul că tatăl său era, fusese condamnat în Republica Moldova pentru corupție imediat a făcut, deci autoritățile din fiscale din Marea Britanie, imediat au făcut legătura, arată de unde ai pentru aceste cheltuieli. A, ah, da, confiscat. Deci lucrurile astea se întâmplă și mai mult decât atât, faptul că ei au fost mai introduși în lista sancțiunilor SUA este un semnal foarte puternic pentru celelalte țări. De regulă, sau de multe ori, țările din Regatul Unit, adică din, din Commonwealth, din da, Regatul Unit, reacționează la includerea în lista sancțiunilor SUA și includ și ei în lista sancțiunilor sale. Da, asta poate nu se întâmplă imediat, dar cumva, ca un domino, efect domino, mai multe țări urmează să se includă în lista sancțiunilor și atunci limitează spațiul de manevră semnificativ. Ați amintit ceva mai devreme despre finanțarea ilegală a partidelor și aici cred că merită să străduim un pic mai mult. Dosarul lui Ilan Șor, fost primar al Orheiului, deputat Fugar, acum este investigat finanțarea ilegală a unui partid politic. S-au făcut percheziții și la PSRM, dacă e să credem declarațiilor pe care le fac fruntașii și de la o formațiune și de la alta. Ei spun că acest dezmărț se numește reforma justiției în Republica ca Moldova. Ce înseamnă totuși această finanțare ilegală a formațiunilor politice și de ce doar acești doi actori politici au nimerit în vizorul justiției. Bine, justiția nu se poate ocupa de totodată, în sensul în care dacă vor fi anumite indicii cu privire la finanțarea ilegală a altor partide, eu cred că procuratura va reacționa și va investiga și acele aspecte. Um, sau acei subiecti care sunt, um, um, vis a -vis de care sunt anumite suspiciuni. Um, aici lucrurile erau um, cumva probabil mai, mai evidente, pentru că despre Partidul Socialistilor se discută de mult timp Bahamas, da? dosarul Bahamas care s se pus la murat, um, acel video care a fost cunoscut tuturor, din care Igor Dodon primește. Sacoșa Neagră de la Vlad Blahotniuc. Deci acolo erau mai multe informații deja disponibile publicului care să indice faptul că partidul nu s-ar finanța din mijloace tocmai legale și atunci este logic să începe o investigație în acest sens și să vezi dacă se adeverește sau nu. Și vis-a-vis -vis de partidul ușor tot în primul rând jurnaliștii dacă să ne uităm acum chiar și cu protestele, nu au făcut un mare, un mare, mare muncă, adică un mare a, lucru cu a, primii au fost care au a... colegii de la Ziarul de Gardă exact. care au reușit să discute cu protestatarii și să afle că ei sunt plătiți, plătiți da, au fost primii, nici nu a fost procuratura cea care a a venit cu prima informație. Primii au fost jurnaliștii care s-au -au infiltrat, așa cum probabil trebuie să fac organele statului competente um, și să vin primii cu această informație, dar foarte bine că au făcut-o jurnaliștii și respectiv organele statului au reacționat la această informație și au investigat în continuare. Și credeți că va avea finalitate acest dosar? Iată, dacă e să credem, la 31 octombrie. Procuratura Generală a anunțat că va investiga în comun cu Serviciul de Informații și Securitate informațiile apărute în presă despre faptul că unele partide moldovene din Moldova ar fi fost susținute ilegal, financiar și din Federația Rusă. Da, și asta reiese inclusiv din comunicatul guvernului SUA, Apropo, care tot zice că o serie de partide sau lideri politici ar fi fost susținuți inclusiv financiar de către Federația Rusă în campanie electorală și ar fi fost susținuți și inclusiv prin acțiuni menite să deturneze rezultatul alegerilor. Iar Departamentul SUA atunci când face asemenea declarații nu le face... Um, că așa le nepropat. place, deci, exact, exact, ei au înainte ca să, să includă pe cineva în lista sancțiunilor și să vină cu un asemenea comunicat, au tot probatoriul la mână pentru... Pentru că ați amintit și de cazul lui fostului președinte Igor Dodon, el zicea că pledează pentru transparență totală și că ar fi bine ședințele să fie făcute public, să fie publice ședințele de judecată Eu întotdeauna sunt în, în favoarea ședințelor de judecată publice atât timp cât nu există temeri pentru a le face închise adică atât timp cât nu solicită cineva dintre una dintre părți argumentând că i-ar fi lezate anumite drepturi cu privire la păstrarea un, un anumit confidențialități a informației care se examinează și nu văd de ce ar trebui să, să nu fie făcute publice, evident cu asigurarea respectării anumitei disciplini și anumitei ordini care îmi dau seama că în asemenea procese foarte sensibile politic nu este simplu, deoarece Vă așteptați că vin tot felul de suporteri, protestatari, suporteri, jurnaliști, deci po poate să fie un calambur total în această ședință. De din punctul ăsta de vedere, trebuie să asiguri împreună cu uh, deci forțele de ordine să asiguri bună desfășurarea ședinței. În ce condiții un partid poate fi considerat neconstituțional, scos în afara legii, pentru că se discută mult, există și această sesizare pe care a depus-o Ministrul Justiției la Curtea Constituțională. Așteptăm să vedem ce o să spună și în alta curte, dar Vocea Basarabia a discutat cu fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, și a spus că procedura este destul de anevoioasă și că ar trebui să fie suficiente Probe juridice că un partid, o formațiune, politice, o, o formațiune politică poate să fie scoasă în afara legii? Um, și eu sunt de acord cu ce spune domnul Tănase. Um, deci, scoaterea în afara legii unui partid politic sau declararea lui neconstituțională este o măsură de ultim resort, deci o, o, o măsură extremă. A, și dacă ne uităm în recomandările Comisiei de la Veneția și a organismelor internaționale, a, ei recomandă insistent că această măsură să fie luată cu mare precauție. A, deci, într-adevăr, doar în cazuri extreme atunci când a, a, partidul reprezintă un pericol pentru a, o deci socială, pentru ordinea publică, pentru. Deci, în cazul nostru, Constituția Republicii Moldova spune care sunt partidele care sunt neconstituționale și le menționează pe cele care atentează la suveranitatea sau integritatea teritorială și la statul de drept, deci care cumva um, um, îngrădesc bine. Um, vin împotriva principiilor, da? sau militează împotriva principiilor statului. Cred că chiar e exact e asta formularea, mili militează, și este un cuvânt așa care cam da. lasă loc de interpretare. Da, trebuie tălmăcit. Exact, acum militează, prin faptul că scriu asta în statut sau în manifest sau prin faptul, prin acțiunile de facto pe care le întreprinde partidul. Pentru că în statut nicio formațiune politică nu va spune că ea pledează exact. pentru încălcarea statului de drept. Nu va fi înregistrat. Absolut. <laughs> nu o să ajungă să fie Absolut. Um, Deci, acum, din punctul meu de vedere, am citit sezizarea depusă de Ministrul, Minist Justiție. Ministrul, Justiției. Din punctul meu de vedere, sunt mai multe argumente care, dacă luate separat, probabil nu ar trage suficient la declararea neconstituțională a partidului. Dar, dacă luate toate împreună, în principiu, Pot să zici că atentează la democrație de Republica Moldova sau, deci, militează cumva împotriva principiilor statului de drept, fiindcă vedem. O încălcare sistematică a legislației electorale uh, și a modalității de finanțare a campaniilor electorale, pentru care, uh, de fiecare dată, practic la fiecare alegeri, partidul este sancționat, fie prin uh, retragerea candidatului, deci scoaterea din cursa electorală a candidatului, de mai multe ori s-a întâmplat, uh, fie prin alte modalități de sancționare. A includerea în lista sancțiunilor este un argument în plus, nu poate fi considerat cu siguranță argumentul de bază, dar este un argument în plus. Faptul că liderul acestui partid este condamnat în prima instanță, la fel constituie un argument, alte persoane din acest partid fiind investigate pentru finanțarea ilegală a partidului, da, nu există o condamnare, nu există o condamnare, dar când le contrapui împreună cu faptul că acest partid. Și acolo deja sunt decizii definitive. Este decizia Comisiei electorale centrale care a fost contestate și au fost menținute de către instanțele judecată cu privire la excludere din cursa electorală de câteva ori. Deci, respectiv s-a constatat încălcarea regulilor fie de finanțarea campaniei, fie autore. Deci, din punctul ăsta, din, din perspectiva asta, partidul clar, sistematic. Încalcă legislația și nu oricare legislație. Da? Liderul Partidului nu încalcă codul contravențional în privința, nu știu, contravențiilor din domeniul rutier, de exemplu. Da? Este vorba de finanțarea ilegală, finanțarea cu încălcarea legii a campaniilor electorale. Ori ne întrebăm dacă Partidul ajunge ipotetic. Un partid cu un asemenea comportament ajunge la guvernare. Care, care va fi comportamentul acestui partid la guvernare? Deci, ce calitate a guvernării, ce act al guvernării va asigura acest partid? Va fi o guvernare care corespunde cu principiile statului de drept? Puțin probabil. Deci din Dar e ceva. Amintesc de fiecare dată că trebuie respectat dreptul de a organiza. Proteste, pentru că într-un stat democratic, acțiunile de protest, trebuie să Absolut, fie absolut. Cele care pun presiuni pe autorități, pe guvernare, pentru că guvernarea, atunci când a obținut mandatul, a venit în fața cetățenilor și-a spus că va rezolva o sumedenie de probleme cu care se confruntă societatea. Și ei consideră că acum vin să protesteze pentru că e sărăcie, pentru că prea puțin atenție se acordă plăturilor socialmente vulnerabile. Pentru că, ce mai spune ea acolo? Trebuie dată jos Maia Sandu, trebuie dat jos Guvernul, trebuie dat jos Parlamentul și să se ajungă la anticipate. Susținem persoanele care își manifestă voința lor sau ideile lor, inclusiv voința sau îndemnul de a face anumite schimbări, da? eventual de a schimba Guvernul, dacă nu sunt mulțumiți de actul de guvernare. Dacă acestea sunt uh, sincere. Și uh, cumva, eu personal privesc, empatic uh, aceste persoane care uh, sunt plătite uh, pentru a protesta, fiindcă îmi dau seama că nu, uh, nu sunt plătite, nu, nu, prote nu, nu, nu iau banii pentru a merge uh, la protest din uh, de viață bună. Da? Deci uh, au ajuns într-o anumită. Um, într-o situație precară și atunci sunt nevoiți probabil să accepte um, acest, aceste mijloace financiare și să meargă la protest, dar uh, și atât timp cât aceste proteste sunt pașnice și nu, um, sunt, nu atentează la ordinea publică și la siguranța cetățenilor, ați văzut când nu nu s-a intervenit. Până în momentul în care s-au depistat anumite substanțe uh, potențial periculoase în corturile instalate în fața Parlamentului, și atunci s-a decis intervenție. Deci, cetățenii sunt liberi să, să protesteze. Um, însă, cumva, da, este evident în ultima perioadă că este, sunt acțiuni concertate de către cei cărora le este frică, cei care înțeleg că se avansează pe dosarele de rezonanță. A, și cei care înțeleg că încet încet, încet dar sigur, așa cum a spus dumneavoastră, a, reformele întreprinse în justiție vor, a, își vor face efectul. A, și vom avea hotărâri de decizii de condamnare, a, vom avea a, instanțele supreme în stat evaluate și respectiv nu vor mai putea merge cu torbișca pe la judecători și să convingă să ia o decizie sau alta. A, și a, cumva reversibilitatea. Acelor acțiuni pe care noi deja le-am întreprins, va fi mult mai problematică. Ei nu vor să ajungă în punctul respectiv. Ei ar vrea să oprească acum, A, fiindcă riscurile pentru ei sunt prea mari: riscuri pentru libertatea lor, riscuri pentru averea pe care au acumulat-o pe spatele cetățenilor. Și asta vedem. Da, în sistem ar fi justițiari care, de exemplu, sunt de partea celor care Eu cred că... îți certați cu legea și vreau să vă întreb să ne spuneți foarte clar. Iată, ziceți că verdictul trebuie să-l pronunțe instanța de judecată până la curățenie definitivă în sistem sau și în aceste împrejurări se pot anunța deciziile finale? Eu cred că și în aceste împrejurări se pot anunța deciziile finale deoarece mai sunt justițiari în sistem care, deci, judecători și procurori în sistem care își fac onest meserie. Acum, asigur, dosarele astea nu ne meresc neapărat tocmai la ei, fiindcă distribuția aleatorie a dosarelor înseamnă că vor nimeri la completul la care îl distribuie sistemul. Dar sper eu că acei judecători care primesc aceste dosare de mare deci de corupție, de dosare de rezonanță în examinare, Um, vor fi foarte atenți la deciziile pe care le iau. Um, atenți mă refer la faptul că vor respecta într totul legea și nu se vor lăsa influențați de anumite interese sau de anumite de anumiți factori de corupție. Eu am să fac trimitere la un interlocutor pe care l-am avut în satul Selemet din Raionul Cimișlia și el își punea o întrebare, mi se pare ferească, atunci când s-a anunțat că au fost confiscați bani 3-4 milioane de lei pe timpul protestelor. Așa. Și când domnul Șor zicea că acolo au fost mai mulți, 5 milioane. Iată, banii ăștia ați luat la evidență, din ei se rețin impozite, taxe, unde figurează acești bani? A, banii ăștia sunt la organul de urmărire penală. Nu. Ce aveți în vedere? Uh, A, al, uh, ai lui Șor, da, înainte să fi fost da, confiscați. înainte să fi fost confiscați. Ei sunt la evidență undeva. Nu cred. Dar cum sunt Cred. atunci distribuiți nu. dacă ei nu sunt la evidență? De, de deci, asta urmează să stabilească Organul Procuraturii să vadă de unde sunt banii, cum au ajuns ei în totuși câteva milioane de lei cash, nu? Este o sumă foarte mică, da? Deci, și asta e pentru o singură duminică. Exact. Exact. Deci, trasabilitatea acestor bani trebuie să o verificăm. Dar, pentru multă lume e un penal. semn de întrebare, totuși, cum circulă acești bani pe teritoriul Republicii Moldova? De unde, de unde vin? De unde vin, exact. Da? De unde vin? Da? Deci, o să fie răspuns da. la întrebări. Da, noi și noi așteptăm răspuns de la organul de urmărire. Mai ales acum, în contextul în care. Sancțiunile respective, cu siguranță, le mai micșorează din posibilitatea de a transmite bani cel puțin pe cale bancară dintr-o parte în alta. Nu, dar nu integral, euro, probabil ar mai putea, deci cumva, dar oricum restricționează un pic capacității partea asta și atunci de unde iei bani. Dar aceste proteste fac presiuni, totuși, asupra guvernării și dacă cumva remanierile. Din cabinetul de ministri se fac și se vor mai face la presiunea protestatarilor? A, nu, a, nu asta este motivul pentru care se fac anumite remanieri guvernamentale. Deci se discută vis-a-vis -vis de performanța anumitor portofolii, anumitor ministere și acolo unde se apreciază că poate performanța este bună, dar nu suficient de bună sau nu este um, suficient de um, activ, ținând cont de contextul problematic și complicat în care ne aflăm, atunci se decid anumite remanieri, dar nu este... Nu aș pune asta pe seama protestatarilor. Vor mai fi făcute remanieri? Uh, da, înțelegerea mea este că vor mai fi uh, vor mai urma câteva, câteva remanieri pe parcurs. În spațiul public s-a vehiculat deja că și doamna Olesia Stamate ar putea ajunge sau să se întoarcă la Ministerul Justiției pentru că, iată, se îndreaptă tot mai multe critici în adresa domnului Sergiu Litvinencu. Am văzut uh, și acea intenție a opoziției să meargă cu o moțiune, să vină cu o moțiune de cenzură în Parlament. Uh, nu văd de ce moțiunea de cenzură ar fi susținută de către colegii mei și, respectiv, eu uh, am mult treabă la Parlament. Nu... Uh, deci eu, eu nu văd uh... Nici motive, nici oportunitatea unor remanieri la Ministerul Justiției la moment. Dar aceste spargeri de, pe, de conturi de pe Telegram, ele au fost clarificate, sunt clarificate? Din cât înțeleg, eu se investigează ce cu aceste sparceri. Din punctul meu de vedere este o acțiune dezgustătoare, deci de-a dreptul dezgustătoare din partea celor care au făcut acest lucru, înțeleg intențiile de a compromite actuala guvernare prin asemenea, prin asemenea acțiuni, dar în afara faptului că poți să mai scoți, chiar dacă, să spunem, în primul rând, că nimeni nu poate proba veridicitatea acestor, acestor mesaje. mesaje sau veridicitatea integrală parțială a acestor mesaje, că au fost diferite. Deci cineva a confirmat că a avut acea discuție, cineva nu a confirmat. Și este foarte simplu în aceste mesaje să mai pui niște mai pui niște fraze sau niște, da, niște combinații de cuvinte astfel încât să distorsionezi discuția care a avut loc de fapt și cine va demonstra acest lucru, dacă este așa sau nu este așa. Dar în afara în acestui aspect, eu cred că este pur și simplu dezgustător faptul că comunicarea absolut privată a acestor persoane este expusă publicul. Asta este cum, ca și cum ei îi dezbrăca și ei îi pune în față. Și asta, asta îmi pare absolut. Deci chiar dacă cei care au vrut să, să arunce o umbră pe anumiți miniștri sau anumiți, anumite persoane, persoane publice, Uh, hai să zicem ar fi selectat poate niște mesaje care țin uh, uh, țintit da? uh, de anumite comunicări ce țin de activitatea politică activitatea în cadrul instituției dar atunci când absolut sau se pretinde cel puțin că absolut toată comunicarea este pusă așa pe masă, poftim uh, uh, digerației foarte, foarte neplăcut și mai mult decât atât din păcate este Asemenea, uh, asemenea uh, acțiuni uh, descurajează și mai mult persoanele să se implice în uh, activitatea publică. Uh, și așa este destul de greu să găsești candidați buni pentru uh, a se alătura guvernului, deci funcțiilor publice, a se implica în politică eventual. Uh, și cu asemenea acțiuni este cu atât mai greu, deoarece persoanele își dau seama că vor fi expuse, indiferent de faptul că um, au comis sau nu au comis și au permis sau nu au permis o comunicare, poate nu 100% da, regulamentară sau așa, dar știu că vor fi, unul, vor fi expuse și doi, s-ar putea ca și conversațiile lor să fie rupte din context și sau parțial trucate și aruncate în spațiu public, după aia pățești ca în banc cu preotul, că preotul nu are fată, da? Cam, cam, așa. Dar ținând cont, iată, de toți acești indicii care se adună și că se vorbește atât de mult despre o posibilă destabilizare a Republicii Moldova, să vă întreb pe ca și șefa Comisiei de Resort din Parlament, structurile de menținere a ordinii publice Pot și vor ține sub control situația? Eu sper că da. Ele nu sunt. Nu avem. Cred că încă nu avem structuri de forță care să spunem că, uite, sunt 100% pregătite pentru a face față unor provocări așa serioase. Dar eu cred că avem conducători în aceste structuri care știu ce trebuie să facă și eu sper că vor fi suficient de înțelepți să știi cum să motiveze personalul subordonat ca să acționeze într-o anumită măsură. Deocamdată, din ceea ce am observat, eu se descurc. Ați promis o reformare a Serviciului de Informație și Securitate? Se regăsește pe agenda? Este mai puțin pe agenda Comisiei pe care o conduc, este mai mult partea de Comisia Securitate-Ordine Publică. Dar da, se discută despre modificarea legii cu privire la Serviciul de Informație și Securitate, inclusiv despre un anumit mandat de securitate care să fie acordat serviciului și deja mai departe o reformă mai profundă în sensul fortificării capacităților, instruiri atât în țară și în afara țării, deci, dar asta deja este mai, mai de lungă durată. Ați pomenit ceva mai devreme despre modificări făcute la codul electoral. Urmează să fie votată în lectura a doua, dar iarăși opoziția optează pentru o legislație electorală autentică și propune amânarea adoptării în a doua lectură a proiectului noului cod electoral. L-am citat pe Vlad Bătrâncea, vicepreședintele Parlamentului, a fost aici la puncte de reflexii și a spus că vor încerca să vă convingă să discutați mai mult acest uh, proiect uh, nou al codului electoral? Uh, am avut vreo, Vărinte, am avut vreo șase sau șapte consultări publice pe marginea proiectului de cod electoral. Chiar l am luat așa structurat pe capitole sau pe teme mari. Da? Um, um, organizarea alegerilor, uh, organele electorale, uh, contestații și proceduri judiciare, ca să putem să discutăm așa mai pindelete. Uh, și cons consultările au fost foarte bune. Uh, din, uh, din, ele am luat mai multe propuneri bune din partea societății civile, de exemplu, și altor actori care au participat, partide extraparlamentare care au participat la aceste audieri. Ce ne mulțumește pe ei? Socialiștii Că au participat vor... la prima audiere și la ultima. Dar care sunt reproșurile lor? Că în Comisia Electorală Centrală vor ajunge exponenții doar ai guvernării. Și i-am rugat să vină, să ne așezăm într-o zi și hai să discutăm toate propunerile pe care le aveți. Care sunt obiecțiile? Eu știu de fapt care sunt obiecțiile, care le-ați menționat dumneavoastră, sunt unele dintre ele. Zic, hai să le discutăm și veniți cu propuneri concrete și eu cred că le putem să, putem să ajungem la un compromis. Nu au venit. Înțeleg că acum a fost înregistrat un amendament din partea deputatului Lebedinski, încă nu am reușit să mă uit peste el, am să mă uit și evident că dacă va fi un amendament care deci, se pliază cumva în logica Codul electoral așa cum îl vedem noi, nu văd o problemă Bine, de să acceptăm. Dar preocuparea asta nu este doar la nivel de opoziție parlamentară pentru că știți, pe platforma Agenda Comună se întunesc mai multe partide politice da. și ei acum chipurile ar avea o opinie comună. Și acele partide de ce nu au venit nici la o consultare? Bun, asta este, haideți să-l luăm pe rând, că eu da, nu vreau să discut deciziile, deciziile acestor partide de a se alătura consultărilor care sunt publici la care particip mai mult lume sau de a face consultări așa în clubul lor în gust. Um, vis a -vis de cele două zile de vot, că asta, eu cred da. că asta este obiecția principală. Toate celelalte sunt cumva mai, mai degrabă obiecții de suport a obiecției principale. Dar de ce nu zic este că un ei... măr al discordiei, iată acest aspect ca ei? cetățenii cu drept de vot să voteze pe parcursul acestui. Ei nu vor, deci este clar că ei nu vor, din punctul meu de vedere, este clar că ei nu vor ca diaspora să poată vota două zile. Noi, deci nu vor ca diaspora să aibă o condiții mai facile de a-și exercita dreptul la vot. Fiindcă probabil speră sau mizează pe faptul că la următoarele alegeri, ținând cont de faptul cum au, au votat cetățenii noștri din diaspora la ultimele alegeri stând câte 8-9 ori în, în rând și făcând sute de kilometri și din păcate în vreo două secții nici nu le-au ajuns buletinii, nu vor mai veni într-așa într un număr mare. Și ei interpretează acest lucru ca un favor pentru cei de la guvernare, pentru că majoritatea voturilor din diasporă au da, venit da. Aceste... pentru Partidul Acțiunii și Solidaritate. Exact. Și ei solicită ca fie aceste două zile de vot să fie automat pentru toți, fie să nu existe. Și din punctul nostru de vedere acest lucru nu este logic, fiindcă nu este logic să ții secțiile, toate secțiile de vot deschise timp de două zile, de exemplu, inclusiv și în țară. Asta implică cheltuieli financiare duble, acolo unde nu este necesar, unde nu există un flux al alegătorilor mari, unde este absolut suficient timp să-și exercite dreptul la vot timp de o singură zi. Uh, celelalte aspecte ce țin de componența Comisiei Electorale Centrale uh, Și acuzațiile precum că um, aceasta va fi compusă din uh, practic În exclusivitate de reprezentanții puterii Sunt uh, absolut nefondate La moment, componența Comisiei Electorale Centrale Este opt uh, membri desemnați de parlament și unul de, de președinte uh, Deci mai politic decât atât nu se poate Și totuși, noi când am desemnat membrii din partea PAS în Comisia Electorală Centrală, nu ați văzut acolo niciunul politic. Sunt toți care, foști funcționari electorali în Comisia Electorală Centrală sau CICD, deci Centrul pentru Instruire Continuă în domeniul electoral, reprezentanța ai societății civile, Pavel Postic, de la Promolex, deci acolo nu sunt persoane politici care au fost, ar fi fost desemnate de către PAS. Acum mecanismul care este propus să fie desemnate de către Consiliul Superior al Magistraturii, de către Guvern, de către Parlament și de către Președinție, este un mecanism care uh, presupune o anumită echilibrare între aceste forțe. Uh, da, guvernul este susținut de parlament și ai putea obiecta aici că, de fapt, e din aceeași gașcă. Da. Dar guvernul, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, să propună uh, candidatul și, respectiv, um, ca să fie cineva care să aibă experiența în domeniul asigurării ordinii desfășurării alegerilor. Și acum în contextul modificării, fiindcă venim cu modificări până la lectura a doua, vrem să propunem ca unul dintre cei desemnați de parlament, deci propunem ca patru să fie desemnați de parlament, nu doi, deci doi de majoritate, unul de opoziție și unul de, de către organizațiile societății civile care sunt active în domeniul electoral. Ce am mai aflat eu de la domniile lor că nu sunt de acord, de acord cu votul electronic? Dar codul electoral nu prevede implementarea votului electronic. Deci, Comisia Electorală Centrală a prezentat concepția cu privire la implementarea sistemului de vot electronic. A fost eveniment public. Concepția este publicată pe site-ul CEC-ului. Și de fiecare dată, membrii Comisiei Electorală Centrale au spus foarte clar a. Pentru a implementa, eventual, pentru a implementa un sistem de vot electronic în Republica Moldova, avem nevoie de câteva cicluri electorale. Deci, mai devreme de 5 ani nu se va întâmpla. Și evident că se va întâmpla doar în cazul în care uh, testările care vor fi efectuate vor arăta că noi suntem pregătiți. Într-adevăr, sunt foarte puține țări în Europa care au uh, sistemul de vot electronic, Absolut. deoarece asta implică un software, deci un sistem care are absolut toate garanțiile de securitate, astfel încât acest vot să nu poate fi manipulat. Rezultatele să nu pot fi trucate. Și eu nu cred că cineva își va asuma responsabilitatea pentru introducerea unui sistem de vot electronic până noi nu vom avea garanție din 100% că acest sistem nu poate fi fentat. Și pentru că mai avem puțin timp, dar multe întrebări, tot de la adversarii politici ai guvernării PAS, aflu că ați promis o luptă și împotriva schemelor, dar că nu ați reușit să demontați nicio schemă până astăzi. care sunt schemele care nu au fost demontate? Deci, haideți să vedem ce se întâmplă, de exemplu, la VAMĂ. Da? Uh, cele mai mari scheme care existau anterior au fost uh, încet, încet dezasamblate. Că poate mai rămân, că mai auzim de anumite cazuri de contrabandă? Da. Și vinică. Că traficul de țigări. Nu, țigări este, nu e este adevărat. În nu, este adevărat. Au fost combătute. Exact, cu au fost combătute aceste date, au fost prezentate uh, datele adevărate, deci, de fapt, nu corespund realității. Acum. De exemplu, calea ferată a Moldovei este exemplu clasic unde s-a văzut cum această întreprindere a putut fi ridicată. Da? Deci, din, într dintr-o întreprindere care avea datorii și era practic în pragul falimentului, într-o întreprindere care a reușit să iasă pe plus deci. și să majoreze semnificativ salariile Eu E Dar, ce exemple, unde se vede o schimbare bruscă și corectă. Deci deci se poate. În anumite întreprinderi acolo unde au fost schimbați, schimbată conducerea, de a fost schimbată conducerea, încep să se producă rezultate. Frumoase. Îmi amintesc la emisiunea precedentă, am discutat cu dumneavoastră și despre soarta aeroportului internațional și ați spus atunci că deciziile sunt în mâna justiției, dar pentru că în spațiu public mai mulți politicieni încearcă să readucă subiectul ăsta și să spună că nu e claritate exact ce se va întâmpla cu acest obiectiv strategic al Republicii Moldova. Deciziile sunt în mâna justiției și din câte înțeleg eu am putea să ne așteptăm în viitorul apropiat la finalizarea examinării anumitor deci cauzelor respective probabil partea civilă, că sunt cel puțin două, una pe partea civilă și una pe partea penală, una privind anularea contractului propriu zis și una pe partea penală cu privire la ilegalitățile admise la încheierea contractului de concesiune. Deci, din câte știu eu, sunt la etapa cumva de finalizare și s-ar putea să ne așteptăm, sper să, să, putem să avem o decizie în acest sens în viitor apropiat. Nu v-am întrebat despre extradări, dacă totuși se înregistrează anumite succese în dialogul cu partenerii străini cu referire la ceea ce se întâmplă cu cei care au părăsit Republica Moldova și fug de pedeapsă? Um, pe anumite cauze se reușește cu extradările de exemplu domnul Topală fost director CFM, a fost extradat Republica Moldova um, ceea ce este un indicator că se reușește cu autoritățile străine să se să prezinte toate dovezele, faptului că persoana merită să fie extradată, da? deci că nu este cumva un dosar politic sau că justiția de Republica Moldova poate um, poate fi de încredere. Dar este respectiv. această doză de încredere din partea celor de peste hotare în justiția păi, iată, de belgi belgienii, Moldova? Iată, belgienii au manifestat un act de încredere în justiția Republica Moldova atunci când au decis să-l extradeze pe Topal. Da. Acum așteptăm, uh, probabil, uh, aceleași sau decizii similare și vis-a-vis -vis de ceilalți fugari. Mai ales cei care au fost incluși în uh, lista sancțiunilor. sancțiunilor, în special, da, în special uh, Israelul, de exemplu, uh, ar putea să fie mai atent la faptul că acum, cumva, argumentele noastre sunt fortificate și de decizia Guvernului Statelor Unite cu privire la, la, la această, această. Și Marea Britanie? Persoană. Și cum Marea Britanie se lucrează, acum procesele nu. nu sunt atât de rapide cum ne-am dorit. Sper că rezultatul va fi unul pozitiv, chiar dacă poate nu atât de rapid cum, cum dorim noi. Justiția din aceste țări au în primul rând, anumite proceduri, care, da, deci procedurile respective sunt respectate. În al doilea rând, nu, Republica Moldova nu este singura țară, probabil, care solicită cetățenii spre extradare și pentru noi. Acești cetățeni sunt foarte importanți, dar pentru Marea Britanie, acești cetățeni nu reprezintă mare interes respectiv în multitudinea de dosare pe care le au ei în examinare. Înțeleg că se încearcă din partea autorităților noastre cumva să se convingă sau să fie convinși că pentru noi este foarte important și să se acorde prioritate, dar și cetățenii respectivi, având. Uh, resurse financiare suficiente și angajându-și companii de avocatură sau avocați foarte buni, utilizează toate mijloacele posibile ca să amâne uh, această, uh, această, uh, această acțiune respectiv. Nu este atât de simplu. <laughs> Încercăm, dar nu este atât de simplu. Uh, ce părere aveți despre ieșirea cu declarații publice a fostului procuror general domnul Harușin? Care zicea că ar vrea să fie repus în funcție pentru că nu ar fi fost respectate procedurile, așa se zice. Și acum și-a dat seama, da? Că nu au fost respectate procedurile. Bun, este decizia dumnealui. Eu cred că a încercat să transmită un semnal. Eu asta înțeleg, că nu are, probabil, eu nevoie de repunerea în funcție ca atare, dar a încercat, așa interpretez eu, a încercat să transmit un semnal sistemului procuraturii, că nu totul este bătut în cuie și că, uite, fiți atenți că s-ar putea să revin. da Și cei care am, luați acum decizii îndrăznețe pe anumite dosare, aveți grijă ce faceți, că dacă revin eu am să am eu grijă de voi, da? Cam, cam asta ar fi, cam asta s-ar putea citi printre rânduri. Um, mesajul nostru către procurori este să respecte legea, așa cum a fost întotdeauna și să nu joace nici interesele unei grupări, nici interesele alții grupări. Dar așa cum scrie legea, așa se facă și atunci nu cred că are de ce să le fie să le fie Domnul Stănă are șanse să revină în fruntea procuratorii Generale. Sincer să vă spun, nu cunosc la ce etapă sunt, dos, sunt dosarele în, în instanță. Știu că sunt câteva, câți vreo trei, câți patru, și sunt la diferite etape de examinare. Deci, așteptăm să avem o decizie. Cel puțin de la pe una dintre, pe una dintre cereri, ca să. Ia și, doamna președinte, o decizie în sensul. Doamna președinte a spus că până nu este o decizie finală, exact. ea nu se va grăbi Exact. să spună cine urmează să fie sau da. care e care deznodământul este... problemei. Dar cu acest mandat de procuror ad interim, e posibil de mișcat lucrurile pe interior? Pentru că mă gândesc că unii subalterni, mă refer la interimatul procurorului general. Mă gândesc că unii, sau se poate bănui că unii angajați, sau unii subalterni, ar putea să nu țină cont într totul de ceea ce se cere să facă aceștia. E evident că un mandat deplin este mai bun decât un mandat interimar. Asta este cumva evident. Deci, posesorul unui mandat de plin are o altă autoritate în fața colegilor săi și în fața subalternilor. Totuși, noi am văzut, domnul Robu, cu mandat interimar, a reușit să facă suficient de multe pe parcursul unui an de interimar. Nu văd de ce domnul Monteanu nu ar reuși să facă același lucru. Da, probabil unii procurori vor fi rezervați, dar eu nu cred că asta este unicul motiv din care ei vor fi rezervați. Unilor, unor procurori le va fi pur și simplu frică să fie. Suficient de curajoși să ia anumite decizii. Alții, în schimb, vor fi mai determinați și vor investiga mai rapid sau mai eficient anumite dosare. Ați și... spus că domnul Robu a livrat rezultate, dar iată două tentative să fie anumite în două funcții și nu i-a surâs norocul nici în una, nici în alta. Bun, asta este decizia Consiliului Superior Procurorilor. Eu nu cred că pot să comentez ce a decis. Ce se... Deci noi, noi pe domnul Robu l-am văzut în Parlament de mai multe ori în parcursul ultimului an și la numărul de dosare care, a fost, care au fost transmise în instanța de judecată pe parcursul mandatului său de interimar, s-a lăsat impresia că lucrurile se mișcă în procuratură. Acum, aprecierea sau decizia care a fost luat-o CSP-ul în privința dumnealui, mi mi-e greu să, 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 o, să o comentez. Deci, rămânem la ideea că speranța este cea care moare ultima și că, în un sfârșit, și reforma în justiție va da rezultate. Neapărat va da rezultate și noi întreprindem eforturi zilnice ca acest lucru să se întâmple. Deci noi nu ne lăsăm piseama speranței, noi sperăm și credem că lucrurile anume așa se vor întâmpla, dar susținem speranța și credința cu acțiuni ferme. Mulțumim mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Aici, la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește, amintim, am discutat cu doamna Olesia Stamate, deputat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, partid aflat la guvernare mai mult de un an de zile. Tot dumne ei conduce și Comisia Juridică din Parlamentul Republicii Moldova. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Vă mulțumesc!